Locuitorii raionului Strășeni și de asta dată trăiesc cu speranța de la ultimele alegeri locale, când îi alegeau pe cei 27 de primari, mizând pe mari schimbări în localitățile lor. Acestea au loc adesea cu susținerea conducerii raionale, care organizează consfătuiri devenite tradiționale. Fiecare lună noi convocăm o ședință cu primarii din raionul Strășeni pentru a aborda întrebările care sunt arzătoare, ori problemele care sunt prioritare pentru a le soluționa, deoarece la moment de față este sfârșit de an, s-au adunat mai multe probleme care așteaptă soluționarea lor. Sunt convocați primarii localităților raionului Strășeni și serviciile publice desconcentrate și este clar că și cetățenii din raion. Sunt problemele cotidiene ale noastre, ale primăriilor, ale satelor și de aceea se discută și cred că și pe măsura posibilităților se rezolvă aceste întrebări și mă bucur că domnul președinte, iată, a hotărât ca să facă aceste întruniri în fiecare lună. Ne ajută foarte mult, avem probleme comune care prin sfaturi comune, adică reușim să le soluționăm. Sunt foarte binevenite. Iată, astăzi, bună oară, care probleme v-au afectat și pe dumneavoastră? Nu, avem probleme cu și țin de organizarea iluminării stradale care a fost prezentată azi și de către un agent economic și ei ne interesează foarte mult. Este binevenită întrebarea dată și în viitor vom lucra în direcția asta. Am venit cu o propunere pentru iluminarea străzilor din raionul Strășeni. Așa, și ați găsit limbă comună cu primarii noștri? Da, ei toți s-au bucurat, însă deja discută și caut surse financiare pentru a satisface cerințele. Și aici s-a vorbit de amenajarea localităților, amplasarea populației în câmpul muncii, iar fiind aproape de finele anului, s-au încercat și unele totalizări. Încorporarea tinerilor în serviciul militar a fost trecută în revistă de colaboratorii Centrului Militar Raional.